Astăzi este bună vestire în calendar și e o zi potrivită să vorbim despre pești. Este o zi potrivită să vorbim despre pești pentru că în tradiția populară, cine nu mânca astăzi pește, un an de zile era, nu era sănătos, nu era frumos și nu era zglobiu. Așa că astăzi trebuie să mâncați pește, dragi prieteni ai noștri. Trebuie să mâncați pește ca să fiți frumoși, sănătoși și zglobiți. Vă meargă bine un an de zile. Cu această ocazie am pus și noi pe simeze obiecte pe care le-au folosit pescarii. Le-au folosit pescarii în așa numitul pescuit pasiv, în așa numitul pescuit activ. Toate le avem aici pe simeze. Vom vorbi despre ele. Am mai 12 minute din câte mi s-a spus să vorbesc despre cele care s-au întâmplat în cea mai răspândită substanță de pe pământ, în apă. De asta, pentru că e vorba despre apă, pești în apă trăiesc, am adus câteva scoarțe în care acesta este motivul, apa. E destul de greu să abstractizezi apa și să o țești. Pe mine asta nu s-au gândit, iată pe cele două covoare, cele două scoarțe care sunt pe pereții opuși. Dați-vă cu ochii deschiși la aici și veți vedea cum licărește apa. Unda apei, așa se numește motivul. În felul ăsta a reușit să surprindă înțeleapta țesătoare, să surprindă cum apa se mișcă. Mai încolo avem niște linguroaie mai mari. Linguroaie pentru plachii. Mai încolo însemnând înspre ușă, copii. Sunt niște linguroaie că n-ați mai văzut. Cu ele se punea plachia după ce se scotea din oală și se punea la prins. După aceea urmează o altă scoarță în care motivul este peștele. Uitați, vedeți că acolo anul 1900 este o venerabilă scoarță. Tot peștele este motivul principal. Vedeți că peștii sunt față în față. Sunt pești așa numiți pești afrontați. Ei se află printre niște garduri. Știți că așa se pescuia de mult. Se făceau niște garduri și niște cotețe în apă și peștii se prindeau. Asta a fost să semnifice țesătoarea noastră atunci când i-a așezat pe acești pești care se sărută, i-a pus între gardurile din această apă roșie. Mai departe avem o colaborare, avem un dar de la Sfinția de Arheologie. Arheologii noștri la Pătrescu Muzeal au scos din mâncarele pământului în pești de pământ. Aici îl avem. De la Schiele au scos arheologii un pește. Un pește din primele secole de creștinism. Părintele ne va vorbi peste ceva vreme, peste câteva clipe și despre semnificația peștelui. Până ce vă spun și eu că, într-adevăr, în numele peștelui, în numele grecesc al peștelui, se află mesajul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii. Olarul nostru a modelat un somn. Îl recunoaștem pe somn așa după aripioarele de pe burtă și după aripioarele de pe spate. E, de fapt, o prosomă, e un capac. Nu l-a făcut un pește ca să îl dea copilor să se joace eventual. N-a făcut niciun pește ca să fie o momeală, ci a făcut o protomă. A făcut un mâner cu care să fie luat oara. Avem tot de la colegii noștri arheologi și le mulțumim pe această cale. Avem și câteva greutăți pentru plasele de pești. Vreau să spun că mănătările pământului păstrează de obicei aceste greutăți. Nu păstrează plasele, pentru că plasele putrezești. Nu păstrează nici măcar peștii sau oasele peștilor, decât foarte rar. Dar greutățile care țin plasele verticale în apă se păstrează. După aceea avem alte unelte de pescuit în expoziția noastră. Avem ciorpacul și lângă ciorpac avem mociuca, cea care trezește peștii la viață și alungă din tufărișurile de pe margine, astfel încât să intre în ciorpac. Avem după aceea pachia și furculița, cred că se văd. Dacă nu se văd, îi arăt eu. Aceasta este pachia și furculița. Furculița, de fapt, nu e altceva decât un fel de obiectul simț. Peștele odată înțepat nu mai scap. Dar ca să fie prins, trebuie să fie ispitit. Și peștele e ispitit cu foc. Poate să fie ispitit, într-adevăr, și cu mămăligă, că de-aia prăpădim mămăliga, nu? Dacă nu prăpădim, dacă nu ispitim cu mămăligă, îl vom ispitit cu focul, cu fachia. E un cuvânt frumos, fachie. E un cuvânt care vine din cele mai vechi vremuri. Vreau să spun că astăzi, tot pe tază, de acolo vine felul ăsta de pescuit. Nu se mai numește pescuitul cu fachia, se numește pescuitul cu petromaxul.
E foarte frumos, e foarte clasic. După aceea avem un fel de pescuit pe care îl folosesc mai ales copiii. Copiii așează vârșele în apă, peștele e un pic prostuț, cam așa merge vestea despre el, dar dacă nu ca să știți că deveniți deștepți, în afară de felul ăsta, în afară de aceste vârșe în care peștele intră și mai știe să mai iasă, copiii mai fac un fel de pescuit, care e astăzi un pic interzis, așa, nu vă recomand să pescuiți cu lumânărica. Dacă nu știți ce înseamnă pescuit cu lumânărica, vă spun eu. Lumânărica este buriana aia înaltă, cu flori galbene. Rupeți o cantitate mai mare de lumânărică, o mărunțiți și o aruncați odată în apă și peștii, dar nu ea mare, ea mai mici, sunt anesteziați și se ridică cu burta în sus, astfel încât pot fi aruncați ușor cu sitar și puși direct în tigaie. Boișteni sunt peștii ăștia prinși cu lumânărica și e documentat felul ăsta de a pescui pe apa Bogdanei, pe afluenții Crocușului, pe afluenții de mâna dreaptă ai Crocușului. Mai departe avem un prostopor. Dar la noi se mai spune mai frumos, și mai plastic, și mai poetic, și mai pictoresc, se spune mireasă. Se spune și năpastă, nu? Avem năpastă, pe care înseamnă să te prindă această plasă. Dar vedeți și frumos s-a făcut așa o fel de legătură poetică între prostopor și mireasă. Nu spune între năpastă și mireasă. Avem și colecție de fotografii. O colecție de fotografii făcute prin anii 50. Prin anii 50, în satul Lesele s-au făcut aceste fotografii și care ne arată niște pescari care își pregătesc uneltele și dacă nu și le pregătesc, sunt la pescuit. Și una, o fotografie, nu este de la Lesele, este chiar de aici, de la Galben, de la noi se vede la Galben Nicolae Bolcescu, se vede pe aici, curge Siretul, se întâlnește cu pistrița și iată plutașii vin pe pistrița și aici un pescar cu frâsnicul se pregătește să-și facă pești. E o fotografie document, probabil este ultima fotografie în care apar plutașii pe pistrița, cei care se odihneau, se opreau în Galben și acolo își dădeau putere, le încredințau altora să ducă mai departe spre Galați. Peștele, în afară de peștele de pe porți, peștele de pe spațe, iată, avem aici un stâlp frumos de pe o poartă. Vreau să spun că bună ziua, domnului Kim, bine ați venit la noi. Ca o vedetă adevărată, domnului Kim vine la... Vă rog, luați loc. Mi-e scurt, dar la o anumită vârstă nu poți să mergi fuga pe stradă. Eventual, trebuie să venim noi la dumneavoastră. Vă rog să vă așezați. Să vă așezați. Mai departe avem câteva plase de mână sau plase de pescuit. Avem secire, din păcate nu le avem chiar aici pe toate coborâte, pentru că am fi desființat expoziția noastră permanentă. Trebuie să vă mai spun că mai avem uitați-vă în sens opus. Acolo vedeți două ouă. Se numește peștele în coteț. Acum, primăvara, așa se plimb peștii, când apele sunt curbuni, când apele sunt mari. Iată, peștii intră în coteț, sunt prinși în coteț și nu mai scapă. Sunt niște motive frumoase care cel care se reprezintă pe ouă, se reprezintă fierul de plug, se reprezintă grebla uneori, se reprezintă stele, dar nu e uitat niciodată peștele din care se este prins în coteț. Sunt câțiva pești, sunt câteva modele, care intră așa de pe apele Totului, de acolo de pe la Cașin și de la frumoasa Tazlău. Aceasta este apă, sigur, și pe iată, în zara noastră putește un câsnic putește în zara noastră, ca și cum noi ar fi pești cei care ar trebui să fie prinși de către acest câsnic. Câsnicul se mai spune și năpat uneori, tot așa, pentru că nu e prea bine să fii prins în aceste plase. Mai este un cobor pe care aș vrea să mai insistăm o clipă, vedeți, tot pe lafa tremură. E coborul care se află în fața lafa tremură. O floare este vie, este un pomar vieții. Și mai este un model care este făcut de obicei cu scândura și un fel de vinietru, pe care este, de fapt, cel mai vechi model care s-a zis aici la noi. Linia trecută de scândura. Cam aceasta este expoziția care dumneavoastră, dragi prieteni și invitații noștri, vă veți face astăzi activitatea. Vă mulțumim tare mult că ați venit astăzi la noi. Suntem onorați că am construit acest record pentru
cele pe care le veți povesti dumneavoastră. Și acum îi dau cuvântul doamnei Petronela Savin, la Universitatea din Bacău, cea care este, știe mai mult decât noi toți despre cum, ce, unde și cum este bună mâncarea. Vă arăt o altfel de expoziție. Ne-am întâlnit poate acum 2 ani, unii dintre dumneavoastră, când eram la începuturile încercării de a căuta un drum al mâncării în județul Bacău. Anul trecut, la sfârșitul anului, s-a sfârșit drumul, cel puțin instituțional, adică am poposit în cele, am spus noi, 20 de localități ale județului, dar s-au făcut 34. Am filmat mâncărurile care ne-au fost oferite cu generozitate, evident, inclusiv mâncărul din pește, pentru că deja domnul Iulian Bucur va crea contextul întâmplării legate de ceea ce se cheamă pentru noi civilizația peștelui. Să știți că cu adevărat țăranul avea acces tare restrâns la carne pe care o păstra și în aceeași măsură poate o și vindea, însă peștele era una dintre puținele surse care suplineau lipsa de carne și în aceste condiții să știți că doctori care s-au ocupat de alimentația, de studiul alimentației țăranului român, au observat că era singura resursă care îl făcea pe omul simplu să se bucure de o sărbătoare și mai ales evident când era deslegarea la pește. Din toate punctele de vedere, pentru că am făcut o introducere acum 2 ani, vă invit să mergem pe drumul peștelui și a unui preparat din pește și o să vă provoc să-l ghiciți, plecând de la obișnuitul Google, pentru că dacă dumneavoastră veți avea vreme și veți tasta forma cât se poate de cosmopolită și nu numai, veți găsi un site, se numește tehnic digitalizarea patrimoniului alimentar cultural regiunea Bacău. Dacă o centrăm, deja ați putea bănui tehnologia. A fost vorba de vizite, aici suntem la imaginea emblematică, suntem la, bănuiește cineva? După sat catolic, așa este. Foarte aproape de Bacău, suntem la Gioseni, loc în care am poposit pentru 2 sărbători, în care am gustat, am preparat, însă dincolo de Gioseni, ceea ce vedeți aici sunt localitățile în care am mers și am făcut anchete. Dacă cineva se regăsește, care familie, are cunoscuți într-unul dintre sate, vă invit să vedeți care e colecția din fiecare sat. Însă, vă așteaptă un pește, cum nu l-ați cunoscut, într-un sat, de fapt în 2 sate filmat, și anume, în Apasău, dacă îl vedeți, este cineva din Apasău sau de pe aproape? Așa arată apă de munte, bineînțeles. Așa arată colecția satului, în care veți vedea nenumărate preparate. Bineînțeles că gospodina noastră ne-a povestit multe dintre ele și ne-a preparat 4 din toți cei 7, din toate cele 74 de rețete. O să vedeți că una dintre ele este și există mai multe posibilități de a o găsi. Cine ghicește care este rețeta vedetă? Bineînțeles. Și pe cașine. Imediat o să vedem că chiar și pe cașine avem o rețetă înregistrată. În finalul prezentării o să dau voie și organizatoarei noastre, uneia dintre organizatorii acestui eveniment, să ne povestească și despre drumul acestui preparat
până aici. Aici este Hârzobul. O să întâlniți de fiecare dată, dacă aveți curiozitatea, filmările pe scurt, sub formă de imagini, și dacă aveți răgaz în întregime, însemnând secțiuni din preparare, cu toate datele de anchetă, inclusiv organizarea în spațiu, evident că utilizând geolocația. Toată această formă a fost realizată de către colegii la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Universitatea Vasile Alexandria a realizat anchetele și în colaborare cu colegii noștri de la Facultatea de Informatică și cu colegii de la Arhiva de Folclor de la Cluj, care ne-au dat asistență în ceea ce privește organizarea materialelor. Rezultatul după 2 ani de muncă este acest site pe care vă invit să-l vizitați și evident că dacă aș reuși să-l dau de aici, cred să pot vedea toată rețeta. Aici e varianta pe scurt. Evident că tehnologia se numește cine bănuiește cum se cheamă și unde ați mai văzut tipul acesta. La cașină o să vedeți pe cuptorul. Aici se numește prajilă și preparatul care rezultă, respectiv curzoaba cu păstrăvu în cetină, în cadrul de alun, este, cel puțin la său, m-am interesat, un preparat care deja a căpătat identitate pentru că a fost înregistrat ca marcă a zonei, ceea ce ne face să ne gândim că un preparat considerat tradițional poate să reprezinte și o sursă de dezvoltare, poate chiar economică. Aici este varianta înregistrată a întâmplării. Informatoarea noastră ne prezintă rețeta și apoi ne invită să vedem pe scurt felul în care se realizează. Ne aflăm în gospodărie și filmăm etapele generale ale realizării preparatului. După momentul prajilei, aici în casă, unde începem, de ce credeți că alunul, de pildă, vedeți că este alb? E decojit, evident. Copiii o să ne zică, de ce se decojește alunul? Pentru a da aromă sau din contra, pentru a nu prelua prea mult din gustul vegetal, pentru că deja este un gust puternic, cel al bradului. Și în acest punct de vedere, această tehnologie, să știți că este una dintre, pe de-o parte, cele mai puțin cunoscute, pentru că, în general, să știți că cetina este considerată ca fiind prea tare pentru a da gust alimentelor și la noi însă, în cultura populară, nu numai în cazul hârzobului, ci și în cazul preparării brânzei, se folosește și coajă și în aceeași măsură, de pildă, vegetale, aici avem scoară cu care se leagă, însă se practică și coajă, depinde de mesteacă și nu numai, prin care poți să ai o întreagă legătură din arome și din fibre vegetale, care contribuie la întregul preparat. Așa că, înainte de a vă invita să accesați singuri colecția noastră de mâncăruri, de pești și de toate cele ale postului și nu numai, las două, trei cuvinte colegei care a continuat drumul pentru a avea în față și o altfel de prezentare a acestui produs. O întrebare. Are o origine rurală și este folosită ca încălțări de zăpadă. De aici pleacă. Și în zona de munte s-a practicat foarte mult. Eu am adus la muzeu, la colecțiile muzeului, dar am adus asemenea hârzob. Două bucăți, exact, îi se punea și plasă și zăpada mare
Calupul să nu se afundă prea tare, dacă a moș partid, făceau la bătrâna asta mare și mergea. Deci dovadă că tot ceea ce înseamnă elemente de industrie casnică pot fi translatate. Am văzut, să știți, că folosite la mâncare și spata și fustul pentru a realiza diferite, de pildă, preparate... Din mație. Exact. Deci o țăranul folosea tot, iar în privința hârzoabei, chiar și la ca o formă de a te încălța, să zicem, până la urmă s-ar putea să valorizeze tocmai șnurul, pentru că etimologic termenul înseamnă din bulgară sfoară, adică legătura, care cred că și aici e importantă, legătura care asigură de fapt întregul, pe de o parte a preparatului, pe de altă parte a încălzării. Vă mulțumesc și las colega să sfârșească. Eu sunt o locuitoare a Băii Tandemului, de aceea Pachia și Păculița sunt foarte cunoscute, dar povestea pe care vă spun astăzi este una a unei căutări pentru a da mai multă autenticitate activității de astăzi. Am căutat un hârzou și a fost un adevărat lanț al stăruciurilor. Doamna profesoară m-a trimis la domnul profesor Ioan Dăghilă, care m-a trimis la un domn Tudose din Cașin, care domn Tudose a luat legătura cu o doamnă, Elena Bordeleanu. Da, dânsa era foarte ocupată, este singura din Cașin care face acest produs. Și atunci a trebuit să merg tocmai la Vicaus, ca să aduc acest hârzou, în care se găsesc peștii pe care vrem să vii și prezentăm. Și poate că o să mă ajute domnul Sebastian să-i și așezăm pe masă, acolo lângă mămăligă, sunt mai... Peștii. De regulă se pun păstrele acolo, da? Sunt păstrele aici. Aveți proiectat peștele căutate la Mănăstirea Cașin, de fapt Păstrăvu, și care a venit de la Vicază, cele din urmă. Da, am căutat un hârzou și domnul de acolo mi-a spus că este de fapt o hârzoavă. E hârzoavă la Mănăstirea Cașin. Are feminin. Are feminin. Nu știu cum să procedez. Doamna Elena Bordeanu, ocupată și înlocuită. Dar Păstrăvii, trebuie să știți că o hârzoavă din aceasta are cam un kilogram. Și conține 6-7 pești. Aici sunt doar 3 pentru că noi am retras pentru degustare câțiva dintre ei. Am legat la loc. O să așezăm peștii. Asta a fost povestea în zonă. Mulțumim. Avem acum un moment care sperăm să iasă bine. Avem un invitat din cadrul școlii noastre, Narcis Botezatu, care este foarte suferin. Narcis. L-am rugat, deci de 2 zile nu doarme. O să-l vedeți, că se cunoaște pe el. Totuși, este un elev deosebit. Este în clasa a 12-a, la profilul tehnician de astronomie și are o pasiune. Iar prezentarea lui se numește De la hobby la afacere. Are o... Și-a realizat singur și cât timp am să-l las să se prezinte, am să-i caut proiectul. Bună ziua, numele meu este Narcis Botezatu, iar cu ocazia acestei activități vă voi spune cum am transformat eu în ordinul o posibilă afacere. Totul a început în urmă cu aproximativ 2 ani, când nemulțumindu-mă cu puțin, văzând că potențialul există, am decis să duc pasiunea la un alt nivel și anume să îmi fac uniața aproape de casă. Această idee mi-a venit și în urma întoarcerii mele din vacanța petrecută în Germania, unde am văzut foarte multe lacuri și iarbă. După o perioadă în care această idee a fost doar în capul meu, am deci să le spun și să le cer și părerea părinților, iar ei la început nu prea au fost de acord și nu prea m-au luat în considerare. Și cu timpul tot insistând, i-am făcut și pe ei să vadă potențialul pe care eu îl vedeam. Am început prin excavarea unei gropi de aproximativ 200 de metri pătrați, pe care am finisat-o și pregătit-o pentru izolare.
Pentru izolare, pentru a capta apa, am folosit o folie cauciucată, care oferă peșterului un mediu asemănător cu cel natural. După ce am umplut iazul cu apă, aveam nevoie de filtre și de oxigeneratoare pentru a menține apa în parametri normali. După ce au fost montate și aceste echipamente, am populat iazul cu aproximativ 300 de pești, crapi, frășinet, fiecare cam la aproximativ 100 de grame. Problemele au început să apară, deoarece nu știam prea multe, nu prea aveam soluție la tratamente, la boli. Cu timpul le-am învățat, descoperit și am reușit să ofer creștilor un mediu în care să se poate dezvolta foarte bine. În acest an am înțeles că vinți. Am vândut de acum. Deci deja ești în picioare pe piață. Și reproduceți de fiecare dată sau preluați este... Nu, reproduc. Deci reproduc în iaz. Și cea mai mare pește care l-ai avut? 8 kg. Da, pentru o familie numeroasă. Vorbești cu ei? Nu, 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 așa nu mă asta fac. Nu, pe lângă ei, pe acolo. Le mai dau mâncare. Da? Hai, vorbești cu ei. Da, exact. Să nu se simte singur. Exact, nu se simte singur. Da. Noi intenționam să mergem, ce scuze, vorbesc de aici, sper să nu fie vreo problemă, mă auziți, împreună cu o mână de colegi, să mergem la Iaz. Am înțeles că Narcis locuiește într-o depresiune, Iazul a fost înghețat și cu o săptămână înainte de simulare încă nu trimitea fotografii, doamna, sparg viața sau nu? Ca să vedem, deci ca să avem cum vedea. Deci urmează după această activitate să mergem într-una din săptămânile viitoare, într-un weekend, să vedem exact tehnologia și ce a realizat Narcis. Glumeam cu el la începutul proiectului, pentru că îmi spunea că și-a manetat viața pentru asta, promițându-le părinților tot ce au vrut ei să audă pentru a obține susținere din partea lor. Dar are niște părinți grozavi și, într-adevăr, și el este un copil grozav. Mi-aș dori să știu că va rămâne în țară și în zonă, după ce își va lua bacul cu brio. Ok. Mulțumim! Absolut grozavă, așa cum se întâmplă de altfel în viețile noastre, a făcut ca domnul doctor veterinar care l-a ajutat pe Narcis cu problemele pe care le-a avut, să fie unul dintre cunoscuții proiectului nostru, este fratele uneia dintre coordonatoare, domnul Ovidiu Lupașcu, pe care îl invităm să dea o serie de... Sunt medic veterinar, de aproximativ 5 ani, dacă îți puteți spune și sunt foarte pasionat de piscicultură. Eu văd aquacultura undeva la intersecția dintre pasiune, afacere și provocare medicală. Ca o definiție generală, aquacultura e o ramură agriculturii care se ocupă de creșterea plantelor și animalelor acvatice în scopul obținerii de profit. Are origini foarte străvechi. Aici e o pictură rupestră, aproximativ 6.000 de ani, undeva în Norvegia, Altafjord. Prinde mai multe subramuri, printre care și creșterea peștilor, creșterea perelor, a midiilor. Există niște rațiuni în spatele practicării acestei ramuri agriculturii. În primul rând, 2 miliarde de oameni se bazează zilnic pe pește ca principală sursă de proteină. Aici e un grafic cu producția de carne la nivel mondial. După cum vedem, în Asia e foarte, foarte mult consumat peștele și se bazează în principal pe consumul de pește. E important să cultivăm pește pentru că în momentul de față am ajuns în punctul în care
pescuitul super intensiv pune o presiune enormă pe ecosisteme. Și în al doilea rând, cam așa arată un pescador. Asta se întâmplă zilnic, zeci de mii de baze. În curând rămânem fără. Se justifică să cultivăm peștele într-un mediu controlat, mai ales din punct de vedere a impactului asupra sănătății omului. Un pește crescut într-un mediu controlat e liber de paraziți, liber de diverse boli, scăpăm de anumite griji. Eu aș pune un pic accent pe pasiune. Cred că e important ca tot ce faci în viață trebuie să fie în spate pasional, pentru că poți să te trezești că o să ai un loc de muncă care nu o să-ți placă. Și asta nu. Trebuie să trăiești toată viața. Și în special mă adresez tinerilor care urmează să-și aleagă un destin profesional. E bine să faceți ceva ce vă place, nu ce face altcineva. E o chestie care se... Piscicultura e o chestie care vine de la vârstă foarte fragedă, așa am fost și eu. Așa am fost și eu, da? Și probabil și Narcis, cred că tot cu undița pe baltă, înainte de a avea propriul lui gheaz. Unii o practică la nivel strict hobby, alții ajung să facă un pescuit extrem, asta este un somn. Cred că are 4-500 de kilograme, nu știu cum l-a scos omul din apă, dar e evă. Mai are și câteva aspecte plăcute care țin de amenajarea casei. Asta e o piscină naturală, deci nu e clor, nu e cu nimic, se poate nota toată sănătatea apei, se asigură prin filtre și plante. Câteva exemple, alții își fac iazuri cu crab, cu pește ornamental. Pare rău, nu se văd foarte bine aici. Aici ar trebui să fie niște pești colorați. Ok, avem pasiune, strângem ceva bani, ne propunem un țel, documentăm sau nu și trebuie să facem afaceri. Pe scurt, un studiu de caz m-a contactat Narcis într-o zi. Cam așa arată conversația, deci asta e reală. Salut pe video, am citit eu pe net, am o problemă cu peștii. Cred eu că ar fi vorba de costiuza asta, ca o paralelă de toată lumea când ajunge la veterinar. Citește înainte pe net, pune diagnosticul, gata. Deci veterinarul e... n-ar trebui să mai existe. Îi zic, ok, n-am tratament pentru costioză. Asta e o boală care la pește ar trebui să se manifeste cu un mucus pe ei. Pe lângă ce mi-a scris Narcis, s-a mai primit un telefon de la părinții lui. M-am dus acolo la iazul lui. Așa arăta iazul lui undeva în aprilie 2017. Ceea ce v-a arătat el e ce a făcut după. A folosit nylon, mă rog, el s-a grăbit puțin, cred că e un fel de vapun tineresc, e specific tuturor tinerilor, vor să fure startul. A încercat să facă bani mai puțin, ceea ce nu-l condamn pentru asta. Însă de multe ori nu ne reușește și ne costă mai mult decât dacă am făcut de la început de la zero, cum trebuie. Asta e ceea ce am văzut. Ești niște pești, puteau la suprafața apei. Nici de cum ceea ce am văzut pe peștii ăștia nu semăna cu mucus, ci mai mult au un fel de păr, lână. Nu știam despre ce este vorba, n-am studiat patologia peștilor în facultate, însă aspectul acela m-a dus cu gândul la borcanele care prind mucegaii deasupra și m-am gândit s-ar putea să fie o micoză. M-am dus acasă, am căutat, cam așa arătau peștii scoși din apă. Câteva aspecte clinici. Am citit într-o carte, deci cărțile patru cu gălu, să știți întotdeauna. Cărțile patru cu gălu, vă sugerez când e, citiți într-o carte. Am cerut ajutorul unor colegi de ai mei de la piscicultură, respectiv nu știu ce să-mi spună. Eu am considerat că e vorba de saprolegniază, e o ciupercă care atacă peștii. În principiu apare din cauza faptului că nu se respectă anumite condiții în apă. Peștii slăbesc. E o infecție, cum să spun, apare doar când sunt slăbiți peștii. Ceea ce în iazul lui Narcis nu era chiar cum trebuia. Și nu știu ce să vă spun. Dar acum este. Acum este. A ajuns unde trebuia. Vă mulțumesc!
cam atât o aspect de clinici. Bună ziua tuturor! Vă felicit pentru această inițiativă. Nu m-am gândit niciodată că peștele poate aduna atâta lume și se poate vorbi despre pește în atâtea feluri, constructive toate, și ne pot îmbogăți atât de mult. Nu numai cultura, cred eu, cât și spiritul. Personal m-am hrănit puțin imaginar cu acele rețete, m-am hrănit cu pește. Acum o să vă invit să ne hrănim puțin și din punct de vedere spiritual. Pentru că tot trăim această sărbătoare împreună, catolici, ortodoxi, a Bunei Vestiri. Și m-am gândit să vă prezint câteva mici considerații despre simbolistica, simbolul peștelui în creștinism. Sunt foarte multe lucruri de spus, de aceea dacă cineva mă poate ajuta să mă oprească după 10 minute, ca să... Este un defect profesional, dar noi când începem să vorbim, să predicăm, nu ne mai oprim. Și rog pe cineva, dacă vrea să controleze lucrul acesta, să ridice mâna după 10 minute, atât mi s-a spus că pot vorbi. Mulțumesc pentru colaborare. Deci am intitulat prezentarea, cum vedeți, peștele, simbol și semnificație în creștinism. Ce este un simbol? Simbol vine de la un cuvânt latinesc, simbolum, care înseamnă a reprezenta, a indica, a arăta ceva. În limba greacă se spune simbolei, care înseamnă a uni. Dar este și opusul său, diabolei, care înseamnă a separa, a divide. Și diavolon, iată, diavol la noi înseamnă cineva care niciodată nu va uni, așa cum suntem noi uniți astăzi aici, de pește, ci va divide. Diavolul are meseria aceasta. De exemplu, în Evanghelia după Ioan, Evanghelistul spune întotdeauna că Iisus nu săvârșește minuni sau miracole, ci săvârșește semne. Sunt 7 semne pe care le săvârșește Iisus acolo. Și începe cu semnul schimbării apei în vin la Nunta din Cana Galilei. Iată, vă dau chiar începutul acestei scene. Aceasta, de schimbare apei în vin, a făcut-o Iisus ca început al semnelor, vedeți? Evanghelistul Ioan nu folosește cuvântul minune, niciodată, sau miracol. Pentru el, minunile sunt, de fapt, semne, indicii, care ne trimit dincolo de ele. La mistere pe care Iisus le revelează, le descoperă. Și în Noul Testament întâlnim drept simboluri diferite gesturi, lucruri, cum este pâinea și vinul, numere nu mai vorbesc, în Antichitate există o consistentă filozofia numerelor și a semnificațiilor lor, animale, mierul, șarpele, diferite păsări, și litere, alfa și omega. Avem și o scriere simbolică, Cartea Apocalipsului, care de fapt trebuie decodificată, dacă vrei să înțelegi acel mister, pentru că tot ceea ce spune autorul acestei cărți se folosește de simbolul, de fapt, de semn. În primele veacuri creștine, voi știți că secolele 1-4 au fost secole în care creștinii au fost foarte mult prigoniți. De-abia după 313, cu edictul lui Constantin cel Mare, creștinii și-au putut exprima deschis credința lor. În perioada aceasta s-au dezvoltat o serie de simboluri care sunt, de fapt, ce? Semne ascunse, secrete, prin care creștinii exprimau, cred, trei lucruri importante. Primul lucru, mărturia lor de credință, cum că Iisus Hristos este Mântuitorul lumii. Apoi unele realități spirituale, dar și recunoașterea reciprocă a creștinilor, apartenența lor la acea unică familie care îi unește în Hristos pe toți. Și vedeți, sunt aici, vă dau doar câteva
astfel de semne prin care creștinii se recunoșteau și își exprimau credința lor în Mântuitorul Hristos. Crucea, de exemplu, este un semn creștin foarte cunoscut, dar vedeți că sunt diferite forme ale crucii. Crucea latină, crucea grecească, crucea Sfântului Petru, crucea egipteană, crucea Sfântului Andrei, pe care o întâlnim la trecerile de cale ferată. Și apoi alte simboluri pe care le vedeți aici, nu mă opresc asupra lor, pentru că nu vreau să mă lungesc. Și revenim acum la semnificația peșterii în creștinism. Trebuie spus de la bun început că peștele nu este un simbol inventat sau creat de creștini. El exista deja în cultura greco-romană, ca simbol al fertilității. Era asociat cu zeița Venus, de exemplu. Creștinii l-au adoptat, cred, din trei motive. Era un simbol mai puțin suspect, de vreme ce era folosit de foarte multă lume, nu atrăgea atenția asupra lui. Un alt motiv pentru care este folosit acest simbol este unul profund spiritual-teologic. Și cred că asta, de fapt, dă consistența acestui semn în creștinism. Care este motivul? Vedeți, literele care formează cuvântul pește în limba greacă, ichthys, corespund inițialelor următoare mărturisiri de credință. Iesus Hristos eu Chios Soter, care înseamnă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Mântuitor. Iată, fiecare din aceste litere, vedeți, sunt începutul unui cuvânt pe care îl vedeți aici. Atunci când creștinii spuneau pește în limba greacă, ichthys, ei spuneau Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Mântuitor. Un alt motiv pentru care a fost adoptat acest simbol de către creștini este faptul că așa cum păsările care se înalță în văzduh tot mai sus erau simboluri ale aspirațiilor, idealurilor omului, la fel, peștii cufundați în adâncul apelor reprezenta omul cufundat în treburile, în realitatea acestei lumi. Și, în sfârșit, era un simbol practic și ușor de folosit care recunoaștere reciprocă. Când doi creștini, în primele secole, se întâlneau ca să se poată recunoaște, ce făceau? Desenau pe pământ prima formă, această curbă a peștelui. Iar celălalt, dacă era creștin, completa forma aceasta și în felul acesta se recunoșteau reciproc ca fiind creștini. Iată, aici sunt deja câteva exemple, inscripționări ale peștelui în primele secole, pe care le găsim în marile muzee ale lumii, în special la Roma. Vedeți, sunt diferite simbolistici ale peștelui, redate în mozaicuri, pe bucăți de marmură, în piatră, chiar o frescă avem acolo din Roma. Sunt toate indicii ale folosirii acestui semn în primele secole creștine. Astăzi continuă să se folosească acest semn. Poate l-ați văzut și voi de multe ori pe mașini, nu? În spatele mașinilor, în forma aceasta sau așa. Aceasta este iarăși un simbol. De exemplu, aici este curtea Catedralei Romano-Catolice din Iași. Și atât, dacă uitați de sus, vedeți că acea formă din interiorul curții, care se află înainte în fața catedralei, are formă de pește. Mai vedeți și acolo câțiva tineri care, probabil, într-un moment de relax, iată, și agață simbolul acesta de haină. Sunt și foarte multe referințe biblice despre pește. Aici v-am spus doar câteva dintre ele care sunt cele mai importante. De exemplu, în Cartea Genezei deja se vorbește despre creația peștilor. Sunt animale bune. Apoi, în Cartea lui Iona, știți acea întâmplare când Iona este înghițit de către un pește uriaș, care mai apoi ce simbolizează? Mormântul lui Iisus, în care Iisus stă 3 zile și mai apoi învie. La fel, acest pește uriaș, înghițindu-l pe Iona, îl ține în pântecele său 3 zile, după care îl dă afară. Mai apoi întâlnim peștele din nou în Cartea lui Tobia. Iată, anumite organe ale peștelui erau folosite ca
medicamente în perioada respectivă. La fel apare ideea aceasta în cartea lui Tobia. Apoi în cartea lui Iob se vorbește despre marele pește pe care îl întâlnim în adâncul mării, așa numitul Leviatan. Și așa mai departe. Deci sunt diferite astfel de referințe. Și în Noul Testament găsim referințe la pește, de exemplu în chemarea ucenicilor, Iisus le spune, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. O să revin asupra acestei chemări a lui Iisus. După aceea, în contextul rugăciunii, spune Iisus, care tatăl dintre voi, dacă fiul îi cere un pește, îi va da în loc de pește un șarpe? După aceea mai vedem despre plătirea impozitelor. Știți că la un moment dat îi se aduce în fața lui Iisus această problemă. Doamne, noi trebuie să plătim impozite. Că și evrei plăteau impozite romanilor. Și atunci Iisus face un discurs în care rostește acea frază celebră. Dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu. Dar mai apoi spune, ca să nu-i scandalizăm pe ceilalți, îi spune lui Petru, mergi pe sărmul mării, aruncă undița și ia primul pește care va veni. Deschizându-i gura, vei găsi o monedă, ia-o și dă-o pentru mine și pentru tine. O monedă care era, de fapt, impozitul pe care îl plăteau evreii romanilor. Mai întâlnim, iarăși, prezența peștilor în cele două înmulțiri ale pâinii și peștilor, pescuirea miraculoasă după învierea lui Iisus, iar Iisus înviat, în momentul în care se prezintă ucenicilor, aceștia nu își dau seama dacă este o fantasmă. Și atunci Iisus le cere ceva de mâncare. Și ce le cere? O bucată de pește. Dacă și Mântuitorul a mâncat, deci, de pește. O să închei cu această semnificație a acestei expresii, pescari de oameni. Poate ați mai auzit-o, dar cam ce vrea să spună oare Iisus când îi cheamă pe ucenici să fie pescari de oameni? De ce preferă El să-i numească astfel? Iisus nu le spune, veniți după mine și vă voi face miniștri, vă voi face, nu știu, pescari mai buni decât sunteți, nu? Ci pescari de oameni. Pentru că Iisus preferă titlul acesta de fiu al omului, cum vedeți acolo, este o expresie care apare în cartea lui Dan, capitolul 7, 13, fiul omului. Și Iisus se va numi fiul omului pe el însuși. Rar își va spune fiul lui Dumnezeu sau Mesia. Preferă titlul acesta de fiu al omului. Care este, de fapt, misiunea la care îi cheamă Iisus pe ucenici? Și asta este interesant cu activitatea de pescari. Să-i scoată pe oameni din ei înșiși. Să-i scoată pe oameni în ceea ce sunt ei cu adevărat. Iată. Ăsta cred că este, de fapt, motivul pentru care îi invită să devină pescari de oameni. Aici mai este ceva, dar nu mă opresc asupra acestui lucru. Vreau să închei cu un exemplu din viața Sfântului Anton de Padova. Poate ați auzit de acest Sfânt. Se spune că la Rimini exista o mare comunitate de eretici. Și nu ascultau învățătura acestui Sfânt. Și atunci Sfântul Anton de Padova ce a făcut? S-a dus să le vorbească peștilor. Ei bine, în momentul în care s-a apropiat de mare, peștii au ieșit din apă, au ridicat capul în sus și au început să asculte cuvântul Sfântului Anton de Padova. Sigur că minunea aceasta a impresionat foarte mult și toți ceilalți au recunoscut în învățătura asta adevărul învățătură. Da. Și aici, atât, vedeți ceva din predica Sfântului Anton de Padova, în care el, de fapt, ce face? Îl laudă pe Dumnezeu pentru crearea acestor ființe minunate. Vă mulțumesc pentru atenție. Absolutely.
Împreună cu colega mea, Andreea Silioan, profesoară la Colegiul Economic la Catedra de Alimentație Publică, am încercat cu elevii pe care îi vedeți aici, care sunt la clasa de gastronomie de a 10-a, să realizăm preparate pe bază de pește, care să vă incite un pic papilele gustative. Prin aceste preparate veți găsi peștele la hârtou, da? Deci acest pește pe care l-ați savurat doar vizual de la punct de savurat, iată, și gustativ, și alte preparate din pește. Sper că vă spuneam că e de simplu, că trebuie prelucrat în atât de multe forme aspectoase, gustative, și astăzi să fiți încântați și să realizați și puterea voastră asemenea lucruri la casă. Vă dorim degustare cât mai mult.
Dar un marca pe acesta? Am bun. Perfect. Buzunarul marca pe acesta, nu știu. De marca pe acesta am spus eu și nu mă știu. E cu suferința peșteșorului de acoare? Așa, așa era rotată. Corectată. Două premii, doi, Stratula Ioana Roxana și Ursul Plat. Ursul Plat are un nume el cu cuvinte, felicitări pentru lui. Și Stratula Ioana Roxana, iar premiul întâi revine elevei Andreea Cuvântu, de la clasa 9. Felicităm profesorii și elevii că sunt și anul trecut și anul acesta. Sperăm să vă avem și anul viitor. Mulțumim gazdelor noastre, domnului Iulian Bucu și tuturor celor prezenți și vă așteptăm și ediția următoare. Nu știm care va fi tema. Mulțumim!